Bună seara! Sunteți la Canal 33 România, asta știți deja, la interviuri neconvenționale. Sunt Cristina Țopescu și în seara asta o să avem o emisiune pe care vreau să o fac de acum o săptămână. A trebuit să las puțin timp să treacă, pentru că nimeni nu s-a simțit în stare să vorbească despre această extraordinară personalitate a teatrului românesc, o altă mare actriță care a plecat, n-a murit, a plecat pur și simplu din lumea asta, nu știm unde s-or duce. Și n-am reușit să găsesc pe nimeni care să fie în stare să vorbească despre doamna Olga Tudorache, așa la doar câteva zile după ce a plecat. A trebuit să las puțin timp să treacă. Sunt mulți oameni care vor să vorbească despre doamna Olga, unii care au fost foarte apropiați, care au fost studenți, și sunt unii care au jucat foarte mult cu dânsa și s-au apropiat foarte mult și ca oameni. Și una dintre aceste actrițe pe care dumneavoastră o cunoașteți și care mie mi-e foarte dragă de mult, de când eram mică și juca în multe, inclusiv în Ciprian Porumbescu, era frumoasa Berta, este Tamara Crețulescu. Bună seara, Tamara! Bună seara, Cristina! Și mulțumesc că ai găsit puterea de a veni să vorbești despre doamna Olga. E încă foarte proaspătă plecarea ei. Aproape o săptămână. Sâmbătă se împlinește o săptămână de când a plecat, de când am așezat. Nu sunt două deja? Acela. Sunt două, cred că au trecut două deja. Vai, nu știu. Cred știu că au trecut atunci deja două, pentru că știu că m-am gândit o săptămână, m-am gândit să te las atunci prima sunt săptămână, două săptămâni, să nu știu te liniștești cum și după o săptămână te-am sunat luni, săptămâna asta, și am zis exact, hai să facem exact vineri. Da, uite, nici da, nu am dat seama cum a trecut da timpul, deci au sunt două săptămâni. Au trecut deja două da săptămâni, da. Da, uite, aș vrea să nu fim triste acum, pentru că doamnei Olga Tudorache îmi plăcea foarte mult să-i spun doamna Olga. Mi-a spus să-i spun Olga, da, dar îmi spus toți apropiații spuneau doamna spus Olga, Olga. Uh-huh. Dar cine o să spună doamna Olga? Eu vreau să spun doamna Olga. Și așa a rămas. Ea mi-a povestit odată un lucru foarte amuzant despre ea. Mi-a spus că a plecat, a fost într-un turneu în Israel și cel care a prezentat-o pe scenă auzise că în România se spune monstrul sacru, da, al teatrului românesc. Avem noi asta cu expresia da asta. Monstrul sacru al teatrului românesc. Și el a spus, dragii mei, astă seară vă prezint pe vaca sacră a teatrului românesc. Vai, vai, nu se poate. Și ea se amuza foarte tare de lucrul uite, ăsta. Uite, chiar acum vedem chiar pe videoul în spate imagini din spectacolul tău și al doamnei Olga Tudorache, Pește cu mazăre, da, da, pe care l-ați jucat împreună, deci în două personaje, da, nu? În două personaje. Din de 8 ani. Din de 8 ani, din 2004 până în 2012, când din nefericire a făcut primul accident cerebral chiar pe scenă cu mine. Vai de mine, cum s-a întâmplat? Publicul și-a dat seama? Publicul la început nu a înțeles, pentru că eu încercam să dau seama în ce situație e. Am crezut pentru un moment că a uitat textul. Am încercat să improvizez ceva, am văzut că într-adevăr nu se întâmpla ceva. Cei din culise au chemat salvarea imediat, ne-am cerut scuze și am ieșit. Și deci a uitat replica și cum s-a manifestat? Adică a uitat replica și a început să mă întrebe cine sunt și unde suntem noi. O, Doamne! Și deci nu a leșinat, nu și-a pierdut conștiința. Pur și simplu s-a rătăcit undeva. Da. Lucrul ăsta a trecut foarte repede. Dar ceea ce m-a impresionat atunci, m-a făcut să plâng, a fost că acel public care ar fi trebuit să se simtă frustrat că nu a văzut spectacolul până la capăt, că plătise biletele, acel public a înțeles că i s-a făcut rău doamnei Olga și a aplaudat timp de 20 de minute. Ce frumos! Și știu asta pentru că eu m-am demachiat și am plecat repede la Elias să urmez pe Olga și știu că a durat 20 de minute. Ce nu frumos, plecau din doamne sală, da, și au aplaudat, și au aplaudat, și au aplaudat, au înțeles și au arătat că o iubesc. Și ea și-a revenit
repede. Și au aplaudat după 20 de minute. 20 de minute, ea era deja la spital și publicul încă mai aplauda. A fost extraordinar. Și asta în ciuda faptului, știi, Tamara, în ciuda faptului că Olga Tudorache nu a fost ceea ce se numește o actriță populară, așa pe care sunt toată lumea pe stradă. Da, dar acolo la Metropolis... Ea a fost alt soi de actriță. Acolo la Metropolis avea publicul ei, erau persoane care veneau a treia oară să o vadă. Adică erau un public al ei, al care ei, o iubea încă din Regina Mamă, unde era absolut uluitoare. Acest spectacol l-am văzut și în timpul repetițiilor și de șapte ori l-am văzut, nu mă săturam de tot ce se întâmpla acolo și publicul știa spectacolul ăsta și venea să o vadă ca să o venereze mai mult decât să... Eu l-am revăzut pe YouTube de zilele astea și Regina Mamă și efectul razelor gamma asupra anemonelor. E așa, ce să spun, nici nu... Eu nici nu mă pot exprima, nu pot îndrăzni să găsesc calificative pentru felul în care juca Olga Tudorache. Nici nu aș vrea să vorbim despre asta, pentru că suntem toți de acord că este, când se naște un asemenea geniu, el este irepetabil și nu poate fi comparat cu nimeni altcineva. Și de nepus în cuvinte, știi? Da, este foarte greu. Și pe de altă parte, atunci când pleacă, am tot timpul senzația, așa cum mi s-a întâmplat când a plecat George Constantin, de pildă, cu Sam, au plecat mai mulți mari actori, am avut sentimentul că s-a întâmplat o explozie uriașă care a curățat terenul pe kilometri întregi și că acel loc va rămâne pustiu foarte mult timp. Este extraordinar de greu ca cineva să ocupe locul ăla vreodată. Dar niciodată să nu spui niciodată. Însă Olga, într-adevăr, dar știți ceva? Nu vreau să facem cum, dacă toți suntem la niște interviuri așa de speciale, nu vreau să facem cum să de obicei să o ridicăm în slăvi cu niște cuvinte care... Să ne povestești, da, prefer să spun lucruri despre ea pe care oamenii nu le știu, exact. Și care ar transforma-o din acea zeiță într-un om, într-un copil care a avut și el problemele lui, într-o poveste. Dar uite, nu, eu cel puțin am citit puținele interviuri pe care le-a dat, nu, pentru că era amatoare de interviuri numai, și de da. Evenimente, mai mult sau mai puțin mondene. Pentru mine și... era îngrozitor de greu, pentru că toată lumea venea după spectacol să ia un interviu și ea îmi spunea, spune-le că nu dau interviuri. Da. Du-te, eu nici n-am îndrăznit să-i cer, deși aș fi avut file. Și îmi spunea, prieteni care du-te tu că ești farfara. Da, da, îi plăcea că vorbesc foarte mult. Și toți farfara, mă rugă, da, sunt farfara, adică vorbesc mult, într-adevăr. Da, da, Olga vorbea puțin și întotdeauna foarte profund și foarte cu sens. Ori eu eram, vorbeam tot timpul. A spus la un moment dat, numai asta îți mai spun și te las pe tine să povestești. Am văzut, deci uitându-mă pe YouTube și văzând, am revăzut Regina Mamă, am revăzut efectul razelor gamma și am mai, la un moment dat am văzut secvențe de la decernarea, era pe vremuri, că deja cred că nu mai sunt de cel puțin 10 ani, erau premiile acelea 10 pentru România, dacă ți-aduce aminte. Da, așa. Și a fost, i s-a decernat premiul pentru întreaga carieră, bineînțeles, cu Emil Constantinescu, președintele, cu Florin Piersic, care a făcut laudatio și doamna Olga a spus, l-am dat așa, eu nu vorbesc ca Florin Piersic, eu tac ca mine. Deci, da, deci... apropo de asta, trebuie să vă spun ceva și despre tăcerile ei și dacă tot ai deschis, deși eu îmi făcusem un plan în așa fel încât să o iau cronologic. Cam mergem, când... după planul tău. Dar, mergem după planul tău. Despre tăcerile ei pot să spun așa, mai avem încă în viață, slavă Domnului, câteva actrițe mari, dar ceea ce era ei specific era această putere de a tăcea pe scenă în timp ce, cum să spun, emoțiile creșteau și atmosfera era absolut explozivă de un sentiment extrem de profund. Oamenii răi din teatru chiar făceau bancuri și spuneau, a, când joacă Olga, face o pauză, de mă duc până la bufet, beau un Pepsi, mă întorc și ia tot pauze. Asta era răutatea care se spunea despre ea. Adevărul este cu totul altul. Dacă a tăcea pe scenă este o artă foarte greu, cred, pe care numai anumiți actori
o stăpânesc. Pentru da. Că în timpul acelei tăceri se întâmplă lucruri mult mai adânci și mai importante decât în momentul când vorbești. Dar pentru asta trebuie să ți se întâmple ceva. Și Olgăi, în acea tăcere, îi se întâmplau nenumărate lucruri pe care dacă erai în partener cu ea, îi le vedeai, era aproape străvezie, vedeai, cum să spun, ca într-un om de o semi-transparent, vedeai valuri de emoție care erau. Și să poți să ții publicul așa pe tăcere. Tocmai atunci publicul era absolut înțepenit, aveai sentimentul că dacă o să cadă o batistă pe jos, o să se audă o bubuitură. Da, atâta de... Bun. Vreau să vă spun însă că ea, despre ea însăși mama ei a spus că este o mare timidă și adevărul despre ea ăsta este. Olga își făcuse o coajă cu țepi ca să-i sperie pe toți, ca micuțele animăluțe care de fapt sunt foarte fragile și se umflă și își scot țepii ca cei care atacă să se sperie și să plece. Multe lume nu știa asta despre ea și se temeau teribil. Chiar atunci când dădeau telefon să întrebe dacă putem juca spectacolul, cei de la teatru îmi spuneau: nu vreți să vorbiți dumneavoastră cu Olga? Pur și simplu era frică să întrebe dacă poate sau nu să joace pe data respectivă. Ei, Olga a și avut o copilărie interesantă, dar foarte grea, cu niște traume. Da, nu se știe nimic despre copilăria. Nu se știe nimic. Din fericire, ea mi-a mai povestit cât mergeam la teatru și o aduceam înapoi acasă, îmi mai spunea câte ceva, își amintea niște lucruri, dar eu fiind atentă în trafic, de multe ori pierdeam niște amănunte și atunci am profitat de momentul ăsta când ne-am întâlnit cu toții care am iubit-o pe Olga și m-am întâlnit cu Mihaela Profiriu, care a fost prietenă încă din copilărie, până și astăzi e tot prietena ei, și ea mi-a reamintit anumite lucruri despre care chiar vreau să vorbesc. Toată lumea știe că s-a născut la Oituz în 1929, pe 11 octombrie. Ei bine, de la Oituz, ea era dintr-o familie foarte interesantă. Bunicul ei din partea tatălui era preotul Tudorache, iar mama ei era învățătoare și profesoară, iar tatăl ei era pilot. Și prima poveste pe care mi-a amintit-o Mihaela Profiriu a fost că ele obișnuiau să-și ia la revedere de la el, iar el când trecea cu avionul cobora un pic în dreptul balconului lor și ele făceau cu mâna. Doamna Olga, Olga copil și cu mama ei, care a avut frați, surori? Nu. A fost singură la părinți. Singură la părinți și foarte iubită. Ei, și s-a întâmplat că într-una din zile el a făcut acea coborâre ușoară. Exact în momentul ăla mama ei nu a ieșit pe balcon, nu știu ce supărare avea, numai Olga i-a făcut cu mâna și el s-a ridicat, a încălecat crucea de la biserică și a căzut. O, Doamne! Și în felul ăsta... Da, a fost o coincidență că a căzut în ziua în care n-a ieșit mama, nu? Da, exact. Deci, dar uite-te, acel lucru, Olga i-a fost foarte greu să ierte. De ce n-a ieșit? Da. Deci ea a rămas la 10 ani orfană de tată și cu această supărare, de ce n-a ieșit mămica ei să facă cu mâna atunci? Acest lucru a urmărit-o toată viața și oricum nu e foarte ușor nimănui să rămână orfan de tată la 10 ani. Mama ei, căruia îi se spunea Boca, și am să-i spun și eu Boca, a avut însă o imensă grijă de ea, o adora. Am spus mai înainte că ea știa că este o mare timidă și Olga a învățat la Iași, veniseră deja la Iași, a învățat într-o școală de măicuțe, un pension, școală de măicuțe era, unde se vorbea franceza, deci ea vorbea o franceză splendidă. Olga, despre asta nu știe nimeni, Olga a făcut canto, a făcut pian, a făcut balet pentru că a vrut mama ei și a făcut ceva ce a vrut numai ea, călărie. Da? Că a făcut călărie, participa la concursuri extraordinar de importante și era cu obstacole.
Ea sărea obstacole. Cred că mi-aduc aminte că am vorbit la un moment dat cu dânsa prin intermediul lui Carmen Tănase, prietena mea care a fost studentă și care o adora normal. Da, pur și simplu. Și cred că mi-a spus ceva de bunicul meu, acum fac legătura, bunicul meu care a fost Felix Topescu, a fost un mare campion hipic, un călăreț așa pur sânge, și doamna Olga mi-a zis, deci de asta mi-a spus de bunicul meu și pentru că iubea acest sport și probabil iubea căluții. Clar. Iubea enorm căluții și chiar îmi povestea ce, n-am să pot să reproduc exact, îmi povestea ce manevre trebuie să facă, o manevră pe care o aplica și în teatru mai târziu cu studenții, trebuia să știi când să strângi frâul și când să-i dai liber calului. Dacă greșeai lucrul ăsta, calul nu reușea să sară obstacolul și mereu făcea, când era profesoră la institut, am să vă spun de ce știu, ea aplica acest sistem. Deci era o constrângere și trebuia să simți când trebuie să dai liber studentului, pentru că el trebuie să intre într-un confort în care îți devine el însuși creator. Tot un fel de căluți nerăpași și ei care trebuiau. Da, asta s-a întâmplat mai târziu. Și chiar a sărit-o peste obstacole? Deci da, chiar a făcut sărit obstacole. Chiar era împreună cu profesorul Sârbu, soțul doamnei Tanți Cocea, unde adeseori mergeam la Tanți Cocea în vizită, și atunci mi s-a povestit despre Olga și despre fenomenala călăreață care a fost. Și după aceea Olga a ajuns la București, mama ei a fost la școala Tunar directoare, și de câte ori plecam sau veneam la Metropolis îmi spunea, uite aici, aici a fost școala și eu am stat într-o căsuță lipită de școală. Acolo am... Era mama de zi. Da, era mama ei directoare. Deci a trăit într-o... a fost într-o iubire imensă și cu o anumită parapon pe mămica ei, pe care n-a iertat-o niciodată că n-a ieșit atunci în balcon. Da, dar totuși traume n-a avut. Nu a avut o copilărie, în afară de trauma pierderii tatălui. Nu, dar a fost ea iubită. A fost foarte, foarte deci iubită. Nu a avut... Foarte iubită și foarte... Vă dați seama, dacă mama ei a vrut să facă de toate și cânta frumos și cânta la pian, nimeni nu știe. Și toată lumea se mira de eleganța ei în scenă, de felul cum întindea o mânuță, cum spunea un la revedere, dar ce mâine avea și ce... Scena dansului din Efectul razelor gamma, ce bine se mișca. Da, nu numai asta, și în Regina Mamă, dar Regina Mamă cânta un cântecel și cine are ureche muzicală putea să vadă că nu greșea o notă. Deci ea a fost... Culmea este că tot Mihaela Profiriu mi-a amintit povestea pe care mi-a spus-o și ea, că atunci când a venit să dea examen la canto, ca să vezi ce înseamnă o clipă din viața unui om, erau două uși, la canto și la teatru. Și la canto era coadă, era multă lume, și a zis să intru puțin la teatru să văd ce e aici. Asta a fost secunda care ne-a dăruit-o nouă pe mare Olga Tudorache. Da. O secundă, atât. Și n-am mai plecat de acolo. Ce mai vreau să... Au fost și întâlniri stranii. Nu știu dacă vă mai amintiți de marea regizoară Sorana Coroamă, care a făcut aceeași școală de măicuțe în limba franceză pe care a făcut-o și Olga, și era obiceiul ca cele care veneau noi să pună coronițe pe capul celor care plecau din școală. Ei bine, Olga i-a pus coronița Soranei Coroamă, fără să știe că mai târziu se vor întâlni în viață ca actriță și regizoare. Sorana Coroamă, Stanca. Stanca, Sorana Coroamă, Stanca. Da. Eu am și debutat cu Surările Boga. N-am vrut să vorbesc despre mine. Ce mai vreau să vă spun? Deci asta despre copilăria ei. Practic eu am început să mă apropii de Olga când Olga a venit la Teatrul Național. Doamna Olga a venit la Teatrul Național cam prin 1979-80 și Sanda Manu, minunată regizoare care a avut o idee colosală. Sper să o prind să fac un interviu. Vai, cu Sanda, cu doamna este... Sanda Manu, care e un om... E slăbiciunea mea. Și o iubesc, și eu foarte și mult. Și a însemnat foarte mult în tot cursul vieții mele. Ei, și Sanda chiar mi-a spus, zice, nu știi ce eforturi am făcut să o decid să vină să joace. Bineînțeles că toată piesa era foarte plăcută și pe aceea am jucat-o o grămadă de ani,
cum se juca pe vremea... La care spectacol te referi acum? Mă refer la Cavoul de familie pus de Sandamanu în scenă. Atunci Olga m-a ales pe mine să stau în cabină cu dumneai. Eu eram absolut terminată, eram zdruncinată, zic, Doamne, dar nu îndrăzneam să intru în cabină, nu îndrăzneam să deschid gura și ea îmi spunea, poți să vorbești, să știi că nu sunt surdă. Parcă și aud, parcă și văd, da. Și încet ne-am apropiat, după aceea se făceau foarte multe turnee, am stat în cameră cu dumneai și așa îmi mai povestea, că foarte puțin, nu vorbea foarte puțin despre ea însăși. Își spune, își manifesta vreodată, adică dădea la o parte coaja aia, da, pe care nu știu, un nou și își manifesta, adică avea și, și ieșiri de tandrețe uneori. Avea, vai de mine, chiar am o poveste. Deci după Cavou de familie, prin 1998, așa, venise la Teatrul Național să joace, eu fiind tot timpul la Teatrul Național, am fost încântată că revine în Teatrul Național să joace Regina Mamă și atunci doamna Olga, împreună cu Gelu Colcea, care punea piesa în scenă, m-au rugat să merg la institut ca să o ajut pe Olga, la clasa Olga Tudorache, ca profesor asociat. Și așa am stat alături de Olga 3 ani de zile. La care dintre promoții? Numai o secundă, Tamara, că aș vrea... Promoția cu Mimi Brănescu. E ultima ei promoție. Asta a fost ultima ei promoție. După aceea a plecat din UNATC, Universitatea Națională de Teatru și Film. Uite, ca să le spunem celor care se uită la noi, la un moment dat a vorbit despre cele două promoții ale sale și a zis așa, prima mea promoție, Rodica Negrea, Florin Călinescu, Adriana Șchiopu, Angela Ion, Doruana. Și a doua promoție, Radu Duda, Carmen Tenase, Dan Bădărău, Marina Procopie, Bogdan Gheorghiu. Am vrut să fiu pedagog și am vrut bine. Există momente de mare satisfacție, momentele în care te crucești ce poate să facă un copil care a înțeles bine ce ai cerut. Spunea doamna Olga într-unul din puținele interviuri pe care... Da, da, este extraordinar că există un asemenea interviu, o raritate. Da, și o să-ți mai spun, am mai spus niște lucruri, dar... Una din întâmplări, în primul rând că față de studenți avea un alt comportament. Era și mamă în același timp. Iar studenții au mirosit-o imediat și erau niște excroși sentimentali ce nu se poate. Și au mirosit-o că doar face pe dura așa. Da, și că da, bineînțeles. Asta cine a stat în preajma doamnei Olga știe de cât de fragilă era în interior, cât de hipersensibilă, cum o răneau tot felul de lucruri și nu arăta niciodată nimic, dar față de studenți era și mamă. Și spuneau mulți așa, nu, dacă nu mă înșel. Da, da, mama, spunea, Olga, sau ceva de genul. Ei, da. Nu toată lumea, dar cei mai apropiați. Și adică... uite, pot să povestesc o mică întâmplare din ultima ei generație. Aveam o fată în clasă, Angela se numea, extraordinar timidă, foarte bună pe rolurile de sensibilitate, dar care nu ieșea din tiparul ăsta și a vrut să o scoată cu orice preț. I-a spus, uite, acum suntem la capitolul Caragiale și o să joci Mița Baston. Vai, doamnă, nu pot. Poți, ai să joci, trebuie să ieși din tine. Aici trebuie să ai curaj și să ieși din tine. Și, în fine, Angela s-a străduit și a tras un examen, dar am rămas toți cu gura căscată. Și atunci doamna Olga a început să plângă aproape în hohote de fericire. Incredibil, că a reușit, da, da. Și și-a scos crucea de la gât pe care o iubea foarte mult și a pus o fetie de gât și a spus, această cruce să fie crucea ta. Bă, ce frumos! Da, adică avea și câtă asemenea, emoție, cât de intens trăia, da, bucuria asta era, că pur și simplu o studentă a reușit să depășească niște bariere interioare, niște... Exact, da. Dar în același timp avea și un mod de intimida, de pildă, intra în clasă, deschidea ușa cu mâna aceea splendidă. Avea o statură, toată lumea știe care a văzut-o, deschidea ușa. Se uita foarte aspru către toată lumea, adică a venit Belfegor, după care se ducea la catedră și făcea cu degetul așa, o cârpă. Deci cerea o cârpă să șteargă praful. Da, se uita, adică mă gândeam că e cineva care e o cârpă. Aici, sau... nu, catedra avea praf.
Bine, Olga era obsedată de curățenie, totul vrea să fie curat, absolut curat în jur. Și apropo de curățenie, în această perioadă când eram și în teatru și la UNATC, obișnuiam să o invităm la noi, pentru că pe mama mea o chema tot Olga. Și asta e, mama mea era o bunătate de om și Olga o plăcea mult pe mama și venea de Paște și de Crăciun la noi, mai degrabă de Paște. Și aveam o problemă cu curățenia, în sensul că eu am avut o pisică care se numea Fujiama, o pisică țâfnoasă ca orice fel de pisică și care nu suporta să nu o bagi în seamă. Olga făcea, păr, lasă păr, pleacă de aici. Ei bine, această pisică era obsedată, pentru toată lumea o primea, nu o interesa că noi o adoram. O interesa să o cucerească pe Olga. Simțea și venea, că acolo, că e o redută. Venea tot timpul la Olga și Olga îi spunea, pleacă, pleacă de aici că îmi lași păr, nu vreau păr. Și la un moment dat pisica face așa un ocol, bineînțeles am un scaun așa mai ca un tron așa în casă, care are de desubt o stinghie. Și a venit pisica prin spate, s-a suit pe stinghie și stătea sub fundul doamnei Olga. Așa cum știu ele să stea cu patru picioare pe o stinghiuță. Eu și cu fiul meu Vladimir, care cred că avea, nu știu câți ani avea, cred că 10-12 ani, da? Am început să râdem în pumni. Am fugit la baie și am râs acolo în hohote pentru că doamna Olga se liniștise, pisica o lăsase în pace, dar de fapt pisica era sub scaunul ei și stătea acolo într-un fel demonstrând că aceasta este casa ei și că nu-i face doamna Olga ordine program, în viață. Da, știi? Program, da. Măi, și am venit amândoi cu ochii plânși de râs și roșii, cum sunt oamenii când au râs mult, la care Olga se uită la noi și zice, degeaba râdeți. Știu că e sub scaun. Am îngăduit-o. Noi credeam că ea nu știe. Da. Știu că e sub scaun. Am îngăduit-o. Deci nu i-a scăpat nici chestia asta. Era, știu că am râs atunci. Nici nu mai știu ce mai vreau să spun. Am uitat să vă spun că la cavoul de familie, stând foarte mult în cabină împreună, în pauza dintre actele spectacolului aveam timp să vorbim și Olga îl avea atunci pe Alexandru, fiul ei, pe care toată lumea știe că îl adora. Unicul fiu, nu? Unicul fiu, mult adoratul și foarte reușitul fiu, Alexandru. Alexandru Avram, după fiul tatăl... Fiul Dumnezei și al lui Cristea Avram, și a lui Cristea mare, Avram, că nu toată lumea știe, un actor de o frumusețe... Da, un actor de o frumusețe desăvârșită. Da. Chiar am fost impresionată să aflu de la Mihaela Profiriu că atunci când l-a cunoscut pe Cristea Avram, ei repetau Antoniu și Cleopatra, Cristea Avram jucând, mi se pare, Cezar. Și veneau la ea acasă în acel apartament mititel de trei cămăruțe, modest, curat, unde a stat până acum. Și unde și noi două am repetat Pește cu mazăre înainte de a pleca în Canada, pentru că nu aveam o scenă și noi ne-am imaginat scena pe un mic covor și am repetat acolo ca să aflu că de fapt acolo l-a cunoscut pe Cristea Avram repetând. S-au căsătorit, a apărut Alexandru și după aceea... S-a căsătorit tânără, că nu știu, era foarte tânără când s-a căsătorit cu Cristea Avram sau la o vârstă mai matură? În tot cazul era a doua căsătorie. Prima dată a fost căsătorită cu Vasile Nițulescu. Și după aceea, nu știu, aici... Și nici nu-mi place să vorbesc de amănunte. Și presupun că nici nu vorbea. Ba, mi-a spus niște lucruri, dar nu vreau să vorbesc despre asta, pentru că sunt alte lucruri mai... Dar Cristea Avram, asta vreau să te întreb. Eu am auzit că era de o frumusețe, era un bărbat. Puteți vedea în ce film îl puteți vedea foarte bine tânăr și frumos, așa cum l-a cunoscut chiar, Olga, în Harapalb. Acolo erau cei doi frumoși. El era ăsta Spânu și Florin Piersic era Harapalb, bineînțeles. Și erau două era frumuseți de bărbați, unul blond, unul brunet. El era macedonean frumos.
Da, frumos, frate. Și după aia a plecat și, din țară, parcă. Da, a plecat în... Da, asta mă amuză, că în același apartament în care eu repetam acum, fusese invitată Marina Vladi când a venit aici. Actrița. Și Olga vorbea atât de frumos despre Marina Vladi. Povestea cât de frumos se exprimă, ce frumos se mișcă, ce frumusețe. Olga n-avea niciodată niciun fel de gelozie pentru nimeni. Nu am auzit-o niciodată judecând pe cineva, spunând un cuvânt urât despre cineva. Cel mult putea să spună: ei, femeia a greșit, a făcut o prostie, e o proastă. Asta e maximum de... și bine, în București umbla vorba că Marina Vladi l-a furat, dar nu e adevărat. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Ea i-a facilitat faptul de a merge la sora ei în Italia ca acolo să-și facă o carieră. Dar o fi suferit, mă întreb, că poate și de... Nu, n-a suferit deloc, pentru că ei au rămas prieteni. Și Cristea venea în fiecare vară și mergeau împreună cu copilul la Mamaia. Adică nu exista să nu se vadă. Mă gândesc la retragerea asta, ei știi, la viața ei departe de lumea dezlănțuită, care sigur că nu-i de mirare la lumea, cum e lumea în care trăim și cum am aici puteai să ziceți, pentru că un om care părea că e atât de puternic și ataca, de fapt ea stătea foarte retrasă, tocmai pentru că avea nevoie să mediteze, să stea în liniște, și cred că era acea mare timidă despre care vorbea mama ei. Timidă, da, clar, da. Timidă. General, oamenii timizi se manifestă așa, plusează. Da, plusează și... ca să atacă ei primii, de frică exact. Să nu cumva să fie atacați. Dar și să răniți. Cred că avea și tot felul de, bine, ca noi toți, de vulnerabilități, de simplu simțea nevoia să se ascundă cumva. Le aflai numai dacă stăteai foarte mult împreună cu dumneai ei, pentru că altminteri avea grijă să îi înspăimânte pe toți în jur. Toată lumea din teatru se făcea: a venit doamna Olga. Mie îmi venea să râd, pentru că eu știam... n-am crezut-o nicio secundă, deci când am văzut-o așa, oamenii... mi-am dat seama că nu e dură. Nu era ea, juca un personaj în spatele căruia se apăra de lume, pentru că era mult mai sensibilă. De altfel, numai din sensibilitatea asta extraordinară, excesivă, pe care o avea, putea să iasă ce făcea ea pe scenă. Exact. Dar trebuia cumva să se apere. Ce mai vreau să vă spun? Povestește-ne, mai avem 10 minute, nu mai zic eu nimic, te las pe tine să povestești. Eu am scos aici niște lucruri, dar nu, povestește-ne tu, Tamara. Da, stai un pic. Uite, ce mai vreau să spun? Ce a spus doamna Olga la un dat, am găsit. A zis, ea însă și-a zis: nu sunt o stâncă ce nu poate fi clintită, rece, lucidă, cum par. Nenorocirea este că nu sunt cum par și că foarte repede omul își dă seama de asta. Aspectul exterior mi se trage, cred, din faptul că am fost și am rămas o mare timidă. De aici felul meu de a mă purta față de interlocutor, de aici senzația de inaccesibil. A zis da, într-un interviu. Da, m-am și mirat și da, a avut o deschidere. Nu știu exact să spun, unde că am rătăcit așa pe internet, căutând, am dat căutare Olga Tudorache interviu, am vrut interviuri, în primul rând, nu ce s-a scris despre dânsa, ci interviu, ce a spus dânsa. Și am găsit... Nu, foarte puțin, dar aici își găsește, se autoportretizează foarte bine, dar mă miră că a făcut-o. Și pe mine. Și cred că a făcut-o în tinerețe, pentru că după aceea s-a abținut să mai facă vreun comentariu. Poate și din cauza că avea o dorință ca totul să fie atât de perfect, încât sentimentul ei era că vorbele ar putea, cum să spun, să dilueze sau să întineze un act teatral care ei se părea sacru și nu putea să vorbească despre ceea ce făcea ea. Era, dar în afară de teatru și fiul ei pe care l-a iubit, ce mai iubea foarte uite mult? Uite ce am aici. Da, ia, am uitat. Chiar e foarte caragios, dar am să-l arăt la cameră. Este un caiet de rețete al meu din 1976, care arată în halul acesta. Păi câți ani au trecut peste săracul, da? Pentru că l-am folosit la bucătărie. Da. Nu știu dacă l-a prins camera. Da, e bine. L-a prins. Da, acum am să-l deschid. Bine. Acum am să-l deschid. Și uite ce găsesc eu aici în caietul meu de rețete.
Că ți-a căsut o rețetă. Da, nu ne-a căsut o rețetă, era un semn. Da, deci, așa. În caietul de rețete, iată, Olga Tudorache, da? Așa. Și aici sunt rețetele pe care mi le dicta în pauza dintre acte la în 1980, când Alexandru aștepta acasă să vină mama, iar mama vrea să-l hrănească cu cele mai rafinate și le mai interesante lucruri. Dar citește-ne câteva lucruri de acolo, da. Da. De pildă, untul mov. Unt mov, ce da. 100 de grame de unt, măsline 10-15 după gust, fără sâmburi, se amestecă cu mixerul, cu ciuperca, cu cuțit. Alt unt. A, și devenea mov unt. Devenea mov din cauza... Uh-huh. Alt unt. Și aici mă amuză că găsesc și niște lucruri tipice, specifice epocii. 100 de grame de unt, 100 homorot sau bucegi. Mai găsim noi așa. Frământat puțin cu mâna, homorodul, apoi cu mixerul, cu ciupercă, cu cuțit. Și încă una, un pachet de brânză de vaci de 4 lei. Deci așa era atunci, un pachet de brânză de 4 lei grasă. Un cățel de usturoi, ceapă cât un cățel, chimen de la Plafar. Sunt magazinele naturiste de astăzi. Da. Nu știu dacă le mai spune Plafar și astăzi. Nu știu. Așa, sare... se amesteca, în fine, și mai sunt rețete, nu pot să ocup toată. Da, era, deci era maioneză aioli. Eu noi spuneam aioli în românește. Aioli, ceea ce înseamnă usturoi pe pat, să traduc motamu așa. Și mă învăța maioneza aioli și salata berlineză și toate lucrurile astea le-am păstrat și pentru că Alexandru a fost un copil atât de reușit și atât de hiperdeștept, căsătorit cu Mihaela Manoliu, din familia Manoliu, la fel de deșteaptă și care astăzi au un fecior care se numește Victoraș. La fel de deștept. La fel de deștept. Atunci eu, când l-am născut pe fiul meu Vladimir, i-am și spus lui Alexandru să știi că am dat lui Vladimir ce ai mâncat tu și cred că de asta a ieșit și el și deștept. Să iasă la fel de deștept deci ca și tine. Deci îi plăcea să gătească? Avea și pe cineva care l-a ajutat? Bineînțeles că avea, dar pentru Alexandru vrea să facă ea. Da. Avea, bineînțeles că avea. Dar nu, pentru Alexandru nimeni nu era suficient de bun. Nu știți cât l-a putut iubi și cât putea să vorbească numai despre el, despre problemele lui. Asta, deci tot timpul, în perioada aia 82-83, nu știu dacă nu cumva am atins asta și am stricat sunetul. Nu, că ne spune. Da, e regulă. Îmi spun colegii regie. Deci asta vreau să vă arăt. De asta arată în halul ăsta, pentru că eu încă folosesc acest... Rețetele doamnei Olga. Rețetele doamnei Olga. Bine, am și alte rețete înăuntru, dar pe astea le-am folosit atât de mult încât la bucătărie s-a jorsit îngrozitor, dar după 37 de ani, cum, Doamne iartă-mă, să arate un caiet care e folosit la bucătărie. Mă gândeam acum, în timp ce îmi povesteai, bine, eu îți spun Tamara și tu îmi spui Cristina, da, doar că tu folosești acum în emisiune, vreau să vă arăt, să vă spun că te adresez oamenilor, ca să nu creadă, oamenii că eu, nu. Doamne Cristina, ferește, dar te-am spus Tamara cum și te-am întâlnit. Păi... am o imagine despre tine pe care puțină lume o are. Când mergeam, eu locuind la Cașin, mă duceam la Ștrandul Tineretului să not, unde mergeai și tu cu binecunoscutul tău tată. Da. Mergeam toată ziua, eram la toată ziua. Tine, și la un moment dat eram cu fostul meu soț și ne-am întâlnit cu tatăl tău binecunoscut, care mi-a spus, ți-o prezint pe Cristina. Și era așa o fetiță mică și slabă, cred că avea vreo 12 ani. Da, mică și schiloadă. Deci eu mă uit acum la tine, dar eu o văd și pe fetița aceea pe care am cunoscut-o la... Da, iar eu o văd pe Tamara Crețulescu, la care mă uitam așa, ca la... Deci ți-am spus și ți mai spun o dată, ca să ne audă și alții, că două actrițe mi-au marcat mie așa copilăria, Margareta Pogonat și după aia, să știi după aia face... tu. Pentru că erați și nu numai actrițe foarte bune, aveți o frumusețe care mă atingea pe mine. Mă rog, eram pe gustul de tău cu alte cuvinte. Da. Mă gândeam că mai avem câteva minute. Da, vreau să mai spun ceva. Te rog, spune. Mai am timp? Nu știu cât timp mai avem. Cred că mai cât avem? Timp mai avem? Trei minute. Trei minute. Încearcă să concentrezi. Atunci vreau să vă spun
spun, plăcerea pe care o avea un partener cu Olga Tudorache era și în ultima, cum să spun, cei tineri ar fi putut să-și imagineze că e vreo actriță prăfuită și demodată. Ei bine, era mai proaspătă decât toți tinerii cu care jucam. Avea un talent de a-mi prospăta în fiecare spectacol. Nu numai că juca astăzi și acum, potrivit accidentelor care aveau în scenă, din care făcea adevărate scenete. Generozitatea unui actor se vede pe scenă, exact. Nu cu ceilalți actori, cu felul în care și la un moment dat, mă grăbesc un pic, de asta te-am întrerupt, te rog să mă ierți, la un moment dat eram cu Pește cu Mazăre în Canada, acolo de fapt a și fost premiera, că după aceea am venit în România cu ea. Și eu eram fiica Olgăi și trebuia să-i dau o ciocolată. Cel care se ocupa de spectacol mi-a pus în mână o ciocolată și am intrat în scenă cu ciocolata aia să-i o dau mamei. În secunda aia publicul a râs. Eu n-am înțeles de ce râde, dar am aflat imediat. I-am dat ciocolata mamei, mama a mușcat din ciocolată și n-a mai putut să vorbească. Și la un moment dat spune... Mi s-a lipit de tavan. Nu putea să vorbească, trebuia să inventeze ceva. De ce ruguri? Da. Și atunci am crezut că leșin eu de... În sală deja lumea era pe jos, pentru că ei cunoșteau ciocolata și știau ce se va întâmpla. Mi s-a lipit de tavan. Nu mai am consoane. Ba mai am o singură consoană, bebu pentru bău de bărbatul. Și atunci s-a desfăcut gura și a putut să vorbească mai departe. Slavă Domnului, dacă mă gândeam cum dar asta a și rămas ulterior. Deci uite cum a ieșit dintr-o mare încurcătură. Ce putea să facă în secunda aia? Și inventat și de fiecare dată când spunea replicile astea inventate în momentul ăla, lumea era pe jos de râs, dar atunci, când, proaspătă fiind, n-am putut eu să dau replica vreo 5 minute pentru că îmi curgeau lacrimile de râs. Ăia din sală erau de luat cu salvarea deja în cefal, râdeau. Îmi imaginez. Da. Dar vezi, există și un Dumnezeu al actorilor care vă scoate din încurcături, da, în situațiile astea imposibile. O imaginație. Nu dincolo pot de să ingeniozitatea avea voastră. O imaginație colosală. La un moment dat i-am făcut eu o poantă, trebuia să-i dau aceeași ciocolată și nu i-am spus ți-am adus ciocolată, zic ți-am adus ceva, o surpriză. Ce surpriză? O surpriză. Începe cu C. Te plezdezi de nu te vezi. Da. Nu, mamă, nu e cu câi, e cu câi, ci. Cico. Da, îți spun ce prezentă era și ce inventivă era. Nu puteam, îi întindeam, ne făceam micuțe glumițe. Nu puteai să o încurci niciodată. Era atât de prezent, atât de adevărat, atât de organică. Mai mult decât atâta, când repetam, nu știu dacă mai e timp, nu mai asta i-a învățat și pe copii, că este foarte important cum dai replica, în așa fel când replica partenerului tău să pară credibilă. De pildă, trebuie să-l deschizi prin replica ta, ca el să poată să dea replica în care își mărturisește sufletul și să-l închizi dacă el îți va da o replică în care îți spune n-am chef să vorbesc cu tine. Și asta ținea nu de cuvintele replicii, ci de modul în care o abordai. După figura ta văd că s-a terminat timpul. Da, după figura mea tristă, da. Da. Da, mă gândesc că doamna Olga poate e... Nu știu, dincolo de locurile în care Banu, se mai aici duce. Acum cu e noi. Și aici cu noi. Asta mă gândesc. Aici și mă noi. Mai gândesc că asta vreau. Și aș, asta vrea, vreau. Aș vrea să-i spun cât de mult o iubesc și cât de mult mi-e dor. I-am spus. Aș vrea să ne mai întâlnim. Sper că nu ți-am făcut totuși rău, Tamara, că am vorbit despre doamna nu, Olga. Nu, face plăcere să vorbesc. S-au umplut ochii de lacrimi. Mă gândeam să, ascultându-te, să ne mai întâlnim cu tine, cu Carmen Tănase, cu Adriana Șchiopu, ele au niște povești Rogi, așa de frumoase, să mai mult, dar n-am vrut să despre, știu și de la ele niște lucruri, dar n-am vrut să le spun pentru ca să le spună să le ele. Povestească ele. Înțelegi? O să mai povestim și ele despre doamna Olga. Multe lucruri frumoase, dar nu vreau, ele le spun altfel, pentru că ele le-au trăit. Mulțumesc mult, Tamara, ne mai întâlnim. Da, sigur că da, și îți mulțumesc că m-ai invitat să vorbim despre Olga. Eu mulțumesc din suflet plăcere. Și dumneavoastră vă mulțumim. Ne-am adus aminte împreună de Olga Tudorache. Ne-a povestit Tamara Crețulescu despre omul Olga Tudorache, despre care nu știm foarte multe. Am văzut-o însă pe scenă de atâtea ori și ne-a copleșit de fiecare dată. Vă mulțumim, seară frumoasă, cu drag.